Vă salut, fraților, și bine ați venit la un nou episod aici pe canalul de YouTube KFC. Haideți acolo cu un mare like și cu un mare subscribe. Dacă vreți să transformăm aceste episoade, de ce nu într-o serie? În clipul de astăzi v-am pregătit cele mai tari transferuri din această iarnă și că tot s-a terminat perioada de mercato, m-am gândit să construim echipa celor mai tari mutări. Așadar, vom lua fiecare poziție în parte, începând de la portar și până la atacant, și nu voi alege mai degrabă cei mai scumpi jucători, ci voi încerca să aleg cele mai tari transferuri după nume, poate și după sumă, de ce nu, și bineînțeles cât de mult va ajuta jucătorul respectiv echipa la care s-a transferat. Așadar, haideți să nu stăm prea mult la discuții, deja am dat comandă și de un KFC să mănânc după acest video și haideți să vedem cum arată echipa celor mai tari transferuri din această iarnă. Avem squadul pregătit și, așa cum am zis, vom începe direct cu portarul. Din punctul meu de vedere, o mutare care s-a făcut la finalul perioadei de mercato, dar o mutare extrem de inspirată pentru cei de la Nottingham Forest, care îl transferă pe Keylor Navas, care deja, fraților, are și un card de inform încă din primul meci jucat pentru ei. Așadar, Keylor Navas este cel mai bun portar transferat în această iarnă, cu cardul lui Once to Watch, pe care îl vedeți acum în imagine, de la Nottingham Forest. După, vom merge pe poziția de fundaj dreapta, unde, din păcate, nu am sacoul, cred că bănuiți despre cine vorbesc. Unul dintre cei mai stilați fotbaliști din lume, este vorba despre spaniolul care cândva avea peste 95 pace. Hector Bellerin este, din punctul meu de vedere, cel mai bun fundaj dreapta transferat în această iarnă, cu cardul lui Once to Watch de la Sporting Lisabona, noua lui echipă. Și acum mergem la apărare, unde la apărare avem într-adevăr cel mai tare fundaj transferat, dar cu toții știm că acest fundaj a semnat direct cu Paris Saint-Germain. Însă, contractul va începe din vară, dar transferul s-a efectuat în această iarnă. Așadar, în aplauzele voastre, cel mai titrat fundaș central din această iarnă este Skriniar, noul jucător al celor de la Paris Saint-Germain. Cel mai probabil acest card Once to Watch al lui Skriniar, pe care îl vedeți acum în imagine, o să apară la FIFA 24, dacă o să se mai numească FIFA, următorul joc, dar sunt 100% convins că va fi un card 100% folosibil. Și după mergem la următorul transfer, de care vă zic sincer, am fost puțin dezamăgit când am aflat că Bayern München a transferat acest fundaș central olandez. Este vorba despre Daley Blind, care deja are card în FIFA de la Bayern München. Imediat îl găsim aici, are 80 rating, ia uitați-l frumos aici. Și știm cu toții, este un fundaș extrem de experimentat, însă nu știu cât de mult o să-i ajute pe cei de la Bayern München, sincer. Ar mai fi fost și alte variante pe această poziție, dar așa cum am zis, luăm cele mai tari nume, totodată echipa la care s-a transferat contează foarte mult. Și dacă tot vorbim despre Bayern München, n-aveam cum să nu terminăm apărarea. Din punctul meu de vedere, cel mai tare fundaș transferat în această iarnă, Cancelo, pe poziția de left back, însă cu toții știm că cel mai probabil la Bayern München el va juca pe poziția de right back, deoarece Davies joacă foarte bine pe partea stângă. Oricum, pot schimba ei între ei acolo, 100% se vor înțelege. Așadar, Cancelo va avea un card Once to Watch bombă rău de tot, deja l-așteptăm cu toții. Și trecem la mijlocul terenului, unde vorbim direct despre al doilea cel mai scump transfer din această iarnă, ucraineanul care a costat peste 100 de milioane, cu tot cu bonusuri, direct cu card de la Chelsea Londra, Mudrich. Mie nu vine să cred că el are un card silver, iar Chelsea a plătit pentru el 100 de milioane. Între timp a mai primit și cardul acela Future Star special, însă 100% cardul Once to Watch va avea un upgrade. Și dacă tot vorbim despre foarte mulți bani și despre Chelsea Londra, haideți să vă prezint direct cel mai scump transfer din această iarnă. Peste 120 de milioane de euro plătește Chelsea pentru mijlocașul argentinian, care a făcut furor la Cupa Mondială, a reușit să o și câștige. Enzo Fernandez intră și el aici frumos la mijlocul terenului și trebuie să recunoaștem că echipa arată din ce în ce mai bine.
Continuăm cu mijlocul și vorbim și despre echipa mea favorită, Manchester United. Puține transferuri făcute de Manchester în această iarnă, însă se mândresc cu un mijlocaș central extrem de experimentat, austriac. Este vorba despre Sabitzer, momentan sub formă de împrumut, dar deja a jucat 2 meciuri pentru United. Și dacă tot vorbeam de bani, haideți să terminăm cu al treilea cel mai scump transfer din această iarnă. Newcastle United plătește celor de la Everton 42 de milioane de euro pentru Gordon, deja cu un card special pe care îl puteți obține și voi destul de ușor, bănuiesc că știți asta, 84 pace, 83 dribbling, dar acest card are versiuni și mai bune și am ajuns la atac, fraților. Atacul, unde aici nu cred că sunt surprize prea mari, în atac avem doi jucători portughezi. Primul, un nou transfer al MVP-ului acestei perioade de mercato, Chelsea Londra. Este vorba despre João Félix, care a fost cumpărat de Chelsea în această iarnă. Și ultimul jucător din echipa noastră, atât vă zic, se știe acolo, Cristiano Ronaldo, cel mai bine plătit jucător din lume, noul jucător celor de la Al Nassr. Așteptăm cardul lui în form, cel mai probabil când se postează acest video, deja o să fie în pachete. Momentan vom folosi cardul lui de la Manchester United. Și așa arată primul 11, o echipă foarte bună, zic eu, extrem de bună, dar vom mai adăuga și câteva rezerve. Iar la rezerve vom începe, din păcate, cu o veste proastă. Este vorba despre retragerea lui Radu Ștefan de la Lazio Roma, așadar îl vom băga și pe el aici. Poate va primi un card hero în viitor. Al doilea transfer este tot al unui român care a jucat pentru Nice în această primă jumătate a sezonului, dar s-a transferat momentan sub formă de împrumut. Este vorba despre Rare și Lie și dacă tot vorbeam despre Ligă, trebuie să-l menționăm și pe fostul atacant al celor de la Olympique Lyon, Toko Ekambi. Și continuăm banca de rezerve cu un alt mega transfer, aș putea numi unul dintre cele mai tari transferuri din Premier League din această iarnă. Este vorba despre fostul câștigător al Cupei Europene cu Italia, Jorginho, fraților, care a fost cumpărat de Arsenal Londra pentru 13 milioane de euro, o sumă destul de bună pentru Arsenal, direct de la Chelsea Londra. Și terminăm banca noastră de lux cu unul dintre cele mai tari transferuri din Superliga. Craiova îl cumpără pe Ișvan de la FC Argeș, cel mai bun jucător din punctul meu de vedere de la FC Argeș și poate, Doamne ajută, de ce nu, cel mai bun jucător și de la Universitatea Craiova. Așadar, în acest moment terminăm echipa celor mai tari transferuri, așa arată în acest moment, cu toate cardurile once to watch. Și vreau să jucăm și un meci cu această echipă, iar obiectivul din meciul pe care îl vom juca, Doamne ajută să nu dea repede rage quit, este să marcăm cu cât mai mulți jucători. Nu știu, minim 3 zic eu, dar haideți să vedem câte goluri marcăm și cu cine reușim. Haideți să vedem. Brazilia versus România. Let's go. Mamă. 1-0 direct. Gol Völler. Se anunță meci greu, dar mă bazez pe Cristiano. Cristiano Felix. Mamă, bară Sabitzer, cât de aproape. Cum era să dăm gol cu Sabitzer, jucătorul de la United, de la echipa mea. Frumos. Cristiano și este gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo marchează frumos acolo. Direct. Se știe. 1-1. Și acum ar trebui să nu mai dau gol cu Ronaldo, să încerc să nu mai dau gol cu el, bineînțeles, ca să marcăm cu cât mai mulți jucători. Felix. Și este gol, dar nu știu cine a dat gol. Habar n-am cine a dat gol. Hai să vedem. Mamă, Gordon! Nu degeaba Newcastle United plătește pentru el 42 de milioane. Iată că apare excelent la finalizare și întoarce scorul acolo, Gordon. Nu! Rage quit? Rage quit, fraților! Rage quit! Minutul cât a fost? Cât a fost minutul? 31, reușim să câștigăm cu echipa celor mai tari transferuri. Dar fiți atenți, mai vreau un meci. Mai vreau un rage quit, să încercăm. Hai, tata. Hai să vedem. Adversarul cu numărul 2. Vreau 2 victorii astăzi, că tot am avut un rage quit așa rapid. Și obiectivul este să marcăm cu transferurile celor de la Chelsea, deoarece n-am dat niciun gol cu Mudric, cu João Félix sau cu Enzo Fernandez. Și că tot vorbeam, fraților, João Félix marchează, assist Mudric.
Assist Mudrik, gol Joao Felix. Hai să vedem. Reușim și invers? Da, reușim cu Sabitzer, mă. Reușim cu Sabitzer. Mijlocașul celor de la United marchează. Forță. Ce? Uitați eu cum se vede. Ce a fost asta? Voi ați văzut? S-a văzut o cameră de pe stadion și după aia am luat gol. Voi ați văzut? N-am văzut asta niciodată. Penalti. Penalti. Și știți cine bate, nu? Știți cine bate, nu? Sper să nu iasă. Hai, Mudrik, dacă nici din penalti nu dai, atunci când? Mudrik, mă, tată, mă, și reușim, măcar din penalti. Mudrik marchează și obiectiv îndeplinit. Dăm gol acolo cu 5 fotbaliști diferiți. Forță, rău de tot. Și câștigăm 2 meciuri totodată. Așadar, fraților, aici se termină episodul de astăzi alături de cei de la KFC România și de Mudrik. Nu uitați acolo de butonul de like și de subscribe. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!